spus foarte important ce ne-ați spus aici, ceea ce doriți să pregătiți. Uniunea Vamală este extrem de importantă, cel puțin din două puncte de vedere, a unui comerț echitabil și a protecției consumatorilor vis-a-vis de mărfurile ce pot intra neconforme, dar și frauda care rezultă din trecerea prin vâmea unor produse, fie contrafăcute, fie cantitate neevaluată. Mă opresc la ce a spus dumneavoastră, că suntem vulnerabili la cele mai slabe verici. Și da, suntem vulnerabili. Problema e că Uniunea Vamală nu va putea funcționa dacă toate cele 9.000 de puncte vamale nu vor fi uniform dotate și nu vor lucra după aceleași proceduri. Eu am fost în mandatul trecut raportor pe programul VAMĂ, dar sincer n-am simțit nicio îmbunătățire de la aplicarea acelui regulament. Intră mai departe, nu numai din țările terțe, de exemplu din Olanda a intrat în țara mea, România, carne expirată, produse expirate și nu vă gândiți cumva că ar trebui și în interiorul pieții interne să existe sancțiuni mai drastice între statele membre care își exportă deșeuri, de exemplu, au intrat în România din Olanda. Apoi, avem 90.000 de lucrători vamali. Ne gândim cumva la armonizarea drepturilor lor, pentru că ei pot fac aceeași muncă, au aceeași responsabilitate, dar din punct de vedere al drepturilor, începând de la cele salariale, sunt total diferite și pot fi neglijențe în aceste puncte vamale în care operatorii vamali sunt tratați diferit. Și nu în ultimul rând, ați spus că vor fi cerințe noi pentru intrarea în Uniunea Europeană. Cerințe putem pune multe. Cum verificăm dacă aceste cerințe se îndeplinesc? Pentru că, de exemplu, acum la granița Ucraina cu România avem o mare problemă. Nu avem scanere, nu se scanează nimic. Nu știm ce intră acolo. Deci ajungem la același punct cu care am început. Cum să facem ca, odată cu implementarea Uniunii Vamale, să avem și dotările necesare și aceleași proceduri de control? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră. E nevoie să ne armonizăm practicile și e nevoie de o mai bună coordonare a eforturilor. Sigur, atunci când vorbim despre riscul de intrare în punctele cele mai slabe, asta nu se aplică fiecărui sector. Poți să ai cel mai slab punct pentru anumit comerț ilicit într-un loc și altele în alt loc pentru alte tipuri de comerț. Știm că parte din comerțul ilicit și din amenințările cu care ne confruntăm, de pildă în ceea ce privește siguranța legată de droguri, aici vorbim de porturile cele mai avansate din punct de vedere tehnologic. Deci lucrurile stau diferit de-a lungul Uniunii. Știm că 50% din bunuri intră pe mare, 30% intră prin aer și 20% prin transportul rutier sau feroviar. Poate că prin aer transportul aerian e cel mai ușor de controlat. Dincolo, complexitățile sunt mai mari din mai multe motive. Desigur, dacă vă referiți la bunurile ce intră pe mare, dacă aveți o capacitate de scanare limitată sau nu aveți deloc capacitate de scanare, diferența este semnificativă. Insist că nu, aceasta nu este o soluție. E necesară capacitatea de scanare, dar e necesară și evaluarea riscului. Nu o să putem niciodată să scanăm totul în mod precis. E nevoie de o capacitate de evaluare a principalelor riscuri.
De aceea insistăm pe nevoia de a avea cândva în viitor management al datelor. Tot mai mult se va pune accentul pe acesta în viitor. Dacă reușim o modernizare măcar decentă a tehnologiei.